În timp ce oficialii altor țări din Europa nu știu ce să mai facă pentru a atrage turiști, locuitorii unui oraș din Europa se plâng că nu își mai doresc ca oamenii să meargă acolo și au rugat autoritățile să ia măsuri. Așadar, în semn de protest pentru turism, a fost instalată o barieră pentru a obstrucționa accesul vizitatorilor. Hallstatt este unul dintre cele mai frumoase locuri din Austria, datorită locurilor ca în basme. Satul alpin pitoresc este situat pe malul vestic al lacului Hallstatt. Găzduiește mai puțin de 1000 de locuitori, are o veche mină de sare și vederi de neegalat asupra alpilor austrieci. Autoritățile satului austriac Hallstatt, devenit popular printre persoanele care caută să-și facă selfie-uri acolo, pentru că peisajul seamănă cu cel din seria de filme Frozen, au luat decizia de a instala bariere de lemn pentru a împiedica vederea spre Alpi. Dar care este scopul? Locuitorii s-au săturat de turiști și nu își doresc ca oamenii să mai vină în satul lor pentru a-și face fotografii. Hallstatt, care are 750 de locuitori, avea aproximativ 1 milion de vizitatori pe an înainte de pandemia de COVID. În prezent, confruntându-se cu un alt aflux de turiști care au aglomerat străzile înguste ale satului, autoritățile au acționat la plângerile locuitorilor și au luat decizia de a ridica garduri temporare din lemn pentru a obstrucționa parțial priveliștea către Alpi. Regiunea aceasta există încă din timpuri preistorice, iar minele de sare din acea zonă au fost folosite încă din mileniul 2 înainte de Hristos, în anul 1997. Hallstatt a fost desemnat sit al patrimoniului mondial UNESCO. Potrivit UNESCO, mina de sare a constituit baza prosperității zonei până în mijlocul secolului 20, o prosperitate care se reflectă în arhitectura fină a orașului Hallstatt. Peisajele pitorești din Hallstatt trebuie văzute măcar o dată în viață, relatează spynews.ro.